Când vorbesc de potențial speculator, din cele câteva zeci de mii de creditori în franc francez, sunt 200 de creditori care au luat împrumuturi de peste 250 de mii de franci. Și cei 200 totalizează din câte din franci elvețieni și cei 200, din câte am înțeles, totalizează peste un miliard de lei din cei 5, ceva miliarde de lei cât au fost împrumutați.